Medicii veterinari din mediul rural amenință cu suspendarea activității contractate cu Direcția Sanitară Veterinară Gorj, începând cu data de 9 noiembrie 2020. În plină pandemie COVID-19 și epidemie de pestă porcină africană, medicii veterinari sunt nemulțumiți de adoptarea unei proceduri privind inspecțiile în gospodăriile populației. Procedura introduce activități suplimentare, atribuții și competențe care exced legii și care presupun vizite în gospodării de mai multe ori pentru examenul clinic atât al animalelor bolnave, cât și al celor sănătoase. Se pare că acest examen nu este plătit și nici nu au fost asigurate echipamente de protecție, nici măcar pentru infecția cu noul coronavirus. Mai mult, veterinarii afirmă că în contextul evoluției pestei porcine africane pe teritoriul județului Gorj, ar trebui să poarte alte echipamente pe care trebuie să și le procure din bani proprii. Nemulțumirile medicilor veterinari de liberă practică care au contracte cu DSVSA-ul ar fi neefectuarea plăților pentru anumite deconturi care s-au depus în august și septembrie, conform legii 236 și a UG-ului 117/2020, neasigurarea echipamentelor de protecție pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2 și a virusului pestei porcine și adoptarea unor proceduri pentru realizarea inspecțiilor din exploatațiile non-profesionale care introduc atribuții și competențe pentru medicii veterinari de liberă practică care exced legea, adică le introduc activități suplimentare în cadrul aceluiași tarif. Și tariful medicilor veterinari este nemodificat din 2013. Deci vă dați seama cum pot ei să-și plătească toate cheltuielile cu angajații dacă tarifele nu sunt modificate din 2013. Normal, atâta timp cât DSV-ul te trimite să faci o acțiune, mi se pare corect ca tot el să suporte și echipamentul de protecție pentru medicii de liberă practică, pentru a nu difuza virusul peste porcine sau virusul SARS-CoV-2. O altă nemulțumire a veterinarilor este legată de tarifele neactualizate din anul 2013. O parte dintre acțiunile efectuate de către aceștia sunt decontate de stat pentru ca cetățenii să nu plătească o serie de vaccinuri și analize pentru animalele din curte. Din acești bani, medicii sunt nevoiți să plătească salariul asistentului, dările la stat, salariul lor și alte cheltuieli aferente. În condițiile în care toate aceste cheltuieli s-au triplat din 2013 și până în prezent, veterinarii nu mai fac față din punct de vedere economic. Singura speranță acestora era ordonanța de urgență 117 din 2020, ce le asigura un venit stabil, însă banii nu au ajuns niciodată în contul acestora. Am încheiat acte adiționale cu fiecare medic veterinar de la fiecare circă. Asta s-a întâmplat de la începutul lunii septembrie. Oamenii au așteptat să vină aceste sume. S-a blocat undeva aplicarea acestui an normativ și asta a generat nemulțumiri. În acest moment sunt convocați directori economici, inclusiv cel de la Gorj, la București pentru a găsi soluții pentru a detensiona situația. De asemenea, în condițiile în care nu vor fi plătiți pentru munca prestată, medicii vor fi puși în situația restructurării personalului angajat și închiderea cabinetelor, chiar în preajma sărbătorilor de iarnă, când în fiecare comună din județul Gorj se efectuează analiza trichineloscopică a cărnii de porc.